Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem la sfârșitul martie, prima zi de căldură. Nu prea mă filmez eu de obicei, nu prea îmi vedeți fața, dar astăzi vreau să vă arăt ceva. Este vorba despre o carte, o carte apicolă. Ea se numește Supăritul cu familii de albine puține și slabe. Iată așa arată ea, cartea. Este scris de domnul inginer Dumitru Zăgan. Îl găsiți pe Facebook. Ceea ce trebuie să precizez este că dumnealui, dacă arunci o privire prin carte, a ajuns la o tehnică apicolă în care poți îngriji familii mai mici și slabe. Suntem câțiva apicultori care au fost consultați înainte de a publica această carte. Printre ei se află și Mihai Grama, Radu Pandrea, bineînțeles eu, Iacomi Ilie. Vreau să precizez că am fost doar consultați, nu avem nicio legătură cu conținutul cărții. Teodor Boncescu și ce să vă zic despre această carte? E vorba de un model nou de ladă care ajută la dezvoltarea coloniilor. Cei care doresc această carte poate să-l contacteze pe domnul Dumitru Zăgan pe Facebook și vorbiți cu dânsul și de acolo puteți afla cum puteți intra în posesia unei astfel de cărți. Ce pot să zic mai multe? Este un model de ladă pe care dânsul l-a proiectat, din câte am înțeles. Bun. Cam atâta despre carte. Eu v-am adus-o la cunoștință că există. Mai sunt câțiva apicultori care și-au dat o părere, dar n-au zis nimic încă despre această carte, precum domnul Midrigan Gheorghe sau Iulian Bobocea. N-au zis absolut nimic încă despre această carte, cu toate că cartea este lansată de o lună de zile, din câte am înțeles. Pe domnul Midrigan îl înțeleg că nu promovează cartea, fiindcă e vorba de un model de stuc pe care dânsul producător de stuc, așa că nu o să promoveze niciodată o carte care promovează un alt model de ladă. În schimb, ceilalți apicultori ar putea să spună câte un cuvânt. Totuși a fost cerută părerea fiecăruia și poate să spună câte un cuvânt despre această carte.